să amintim de înaintașii noștri, de oamenii de valoare și să preluăm de la ei, să construim ceea ce ne-au lăsat ei în moștenire și să transmitem mai departe generațiilor. Deci asta este o datorie a noastră morală, intrinsecă a formării și a educației noastre. Pe mine mă bucură foarte mult că oamenii de cultură, de profil, de specialitate tratează cu maximă responsabilitate astfel de evenimente, întrucât conștientizează că ele trebuie să aibă loc, ele trebuie să fie aduse în conștiința noastră, promovate, cultivate pe mai departe. Vă aștept, închei prin a vă lansa în continuare invitația de a participa la și la celelalte evenimente, o parte dintre ele prezentate la activitățile anterioare până în prezent, activități cu caracter cultural. Ca alternativă, cei care sunt interesați activități cu caracter sportiv, de divertisment și de, de ce să nu integrez aici în discuția noastră și de activități de voie bună. Vă mulțumesc foarte mult, succes mai departe în discuții și în prezentări și împreună să primim pe parcursul celor 3 zile cu plăcere toate activitățile. Mulțumim pentru că răspunde prezent la acțiunile culturale, artistice, științifice din tot județul, cu mare plăcere, cu mare dragoste și este alături de noi, de instituția muzeală vasuliană, întotdeauna. Sper că vă deschise profesor, dacă vreți să transmiteți câteva gânduri legate de aceste zile de sărbătoare ale municipiului, de aceste manifestări care au loc cu acest prilej. Nu m-am gândit că am să spun în aceste vreo câteva lucruri. Dar dacă tot v-ați invitat, vă mulțumesc. Vine o vreme când mai toți, aș zice chiar că la revedere, începem să întoarcem ce avem în doi, ce mai prețios, măcar că am bucat niște monede și începem să spunem asta e mai strălucitoare, asta e mai puțin strălucitoare. Vine o vreme când societatea însăși își valorifică trăind ce poate reține din valorile sale. Și în sfârșit vine o vreme când rău de sus mai lasă semne pentru careva dintre cei care au trecut pe aici. A trebuit, de fapt, să laud ansamblul de manifestări care se fac, se mai fac la într-un context în care globalizarea își spune cuvântul, banul dispare din ce în ce mai mult și cum scria în editorial pe Meridian, va duce la scăderea vieții spirituale, până la urmă, în întregimea ei. Pentru că, iată, paranteza ați auzit că și bisericile catolice se vând sau se concesionează. Deci credința în sine, religiozitatea, nu știu cum se spune altfel, scade până și ea. Deci omul are, are nevoie de cineva, uneori mai puternic ca el și acela este Dumnezeu. Sau are nevoie de cineva din familie, până și un cuplu care să remonteze, să facă mai mult, mai curat. Am amintit puțin de la ideea că o acțiune culturală inițiată de primărie sau de Consiliul Județean, unde încă mai sunt consilier, sau de către muzeu, sau de către bibliotecă, oricare dintre ele are rolul ei și privilegiește reîntâlnirea unor oameni care mai speră către lumea de dinăuntru lor. Pentru că cine vine la o asemenea manifestare vrea să vină deștept, ca să spun așa. A trebuit să-l aud și laud cu toată plăcerea ce face acest muzeu și nu că îi răspund acum domnului Laurențiu Chiria, un tip pe care l-am iubit mai dintotdeauna și pentru răbdarea lui și pentru mintea lui, unul dintre puținii doctori în științe istorice de destui ani și salut deferent și pe mama domnului Sare, autoarea pe Luța Chiria, facem de mine. Ar trebui de să mulțumim celor care reușesc oameni buni aceste elemente care se adresează spiritului uman,
nouă care reușim să ne venim aici și altora care reușesc să mai citească ceva dintr-un ziar, fie el și Meridianul, fie oricare altul, și care mai spune că nasc valori și în județul Vaslui. Constat că Valeriu Caragaț e într-un post minerit cultural. Acolo el este viceprimar, are sarcini de lui. Îl cam aleargă pe străzi și bine fac băieții ăștia de la primărie că au pavat străzi. Ar trebui să rămână... ar trebui să rămână în cronica Vaslui. Iată o operă generală și asta face parte din zesele inginale pentru mulți ani. Acest domn profesor Valerică al nostru, pentru faptul că își rupe din timpul lui, nu chiar lui de primar, să vină aici, e de salutat. Dar vreau mai voi, pentru că el poate și cred că și știe. Rămâne să mai și vrea. Păi, până la urmă ar trebui să ne răzutăm și pe noi că venim aici, nu? Stimați prieteni, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, că suntem alături. Că, vă spun, mă încălzește prietenia cu Sorin Popoi, dragostea lui Val Andreescu, mă fi înjurând de el din când în când, când nu-i scriu uneori. Și prețuire atâtor oameni pe care îi văd, vă văd și ne vedem. Sigur că aici, însă am venit să vorbim și ar trebui ca doctorul Chiriac să spună, domnule, dar despre personalitățile vazuene, n-ai vrea să vorbești? Și aici schimbăm foaia și vorbim în mădățimii, da? La personalități. Așa îi dați dorit un cuvânt. Să sper că dacă vă doresc să fiți mai mult decât sănătoși, nu vă supărați. Da. Mulțumim! Pentru de suflet și mai ales de încurajare ale unui om care de peste două decenii înlăurește în mod decisiv circulația informațională și relațiile mass media în județul Vaslui și nu numai. Domnului profesor doctor Dumitru Vemare. Permiteți-mi cu acceptul și bunăvoința dumneavoastră să trecem efectiv la lucrările acestui colocviu, dându-i posibilitatea colegului meu, unul din organizatorii acestui colocviu, muzeograful doctorat Mihai Șelaru, să facă o trecere în revistă sub forma unei prezentări de PowerPoint a oamenilor de seama ai Vaslui, a unora dintre aceștia. Te rog, mulțumesc. În înainte vreau să vă spun că să fiu foarte, foarte scurt. Am să doresc să vedeți chipul, poate unii dintre dumneavoastră știți, dar că respectiva persoană este un scriitor sau un chirurg, dar nu știți că se trage de pe femeia. O primă personalitate este Nicolae Milescu, secretarul, este cel care a ajuns în China și este primul scriitor român. O altă personalitate este Alexandru Dolici, ofițer magistrat, fabulist și traducător, în care George Călinescu, în asta istoria literaturii române, încadrează printre scriitorii din capitolul Patrioți și Unionici. O altă personalitate este Elena Cuza, soția lui Alexandru Ioan Cuza, sau cum spun în general românii, Elena Don. O altă personalitate este Teodor Rossetti, fratele Elena Cuza, jurist om politic de unitate națională. Gheorghe Panu, scriitor jurist, om politic memorialist. Constantin Zurcanu, veteran de război, cel ce a luptat în războiul de independență, dar și în primul război mondial. Atanasie Mironescu, care a fost mitropolit și trebuia să ajungă patriarh, dar din cauza conflictului cu Carol al II-lea, s-a retras la mănăstire și nu am avut posibilitatea să avem și un patriarh în bază. Constantin Prezan, mareșal al României, născut la București, dar
cumpărându-și o proprietate în aceste zone, la Schinetea, îl considerăm de al nostru. Gheorghe Chivănescu, un istoric și un filolog de renume, Emil Racoviță, academician, savant, este cel care a introdus speologia în țară. Vice primul, militant socialist și fruntaș al Partidului Social-Democrat, care a murit în urma bătăliilor suferite în istorie. Gheorghe Ghegionescu este cel care a pus semnătura pentru aducerea lui Carol al II-lea pe tronul României. Stan Bolestan, compozitor și critic muzical. George Enescu folosește termeni numai și numai frumos despre el. Ioan Rășcan, generalul politic, fost ministru al apărării, deputat și prefect primar al Vaslui, cel care în 1951 a fost închis la Sighet. Constantin Tănase, despre această personalitate nici nu trebuie să mai vorbesc. Constantin Moțtaș, un biolog, academician născut la Vaslui, între lucrările sale putem aminti Emil Racoviță, figură de naturalist, este un discipol al lui Emil Racoviță. Dumitru Baldasar, medic neochirurg român, cel care a făcut primele cercetări și prima operație în România, a fost ministru al sănătății în guvernul Petru Groza. Nicolae Baldasar, fratele acestuia, dar pe când primul era medic, acesta a fost filozof. O altă personalitate este Gheorghe Brânceanu, matematician de notorietate mondială. Constantin Cicodar, absolvent al liceului Mihail Cogălnicianu Vaslui. Am făcut această stelge pentru că domnul Ionescu este de la liceul Mihail Cogălnicianu. Mare actor Ștefan Cicodarșu. Valentin Silvestru, prozator, dramaturg, despre care o să vorbească colegul meu. Radu Miron, care s-a născut în satul Pădăiești, profesor universitar de matematică. Alexandra Nichita, unii o consideră de merit, Mica Casov și Cornel Porumbă. Mai sunt și alte personalități, dar eu m-am rezumat la acestea. Vă mulțumesc! Să avem o criză generală, este o criză de timp. O să încerc să prezint cât mai pe scurt posibil. M-am gândit ca pe fondul acestei sărbători a Sigurul Vasului să-i evoc Antuza, Gece Filonescu și Constantin Tănase. Elena Antuza, prima doamna României, s-a născut 25 la Sobești. Părinții acesteia erau postenicul Iodat Rosetti, iar mama acesteia Catinca Sturza. Între frații Elenei Cuza, frații Elenei Cuza erau Constantin, 20 și Dumitru, a avut o singură soră, Zoe, care din păcate a murit la nașterea celui de-a doilea copil. Elena Rosetti, viitoarea prima doamna României, dar și va petrece copilăria pe moșia părinților săi de la Sobești. Aveți în fața dumneavoastră bunatul de la Sobești, care, din păcate, nu arată așa cum ne-am dorit toți. Educația și-a primit-o sub supravegherea, la vârsta supravegherii amintei sale, la vârsta, deja acum, la vârsta de 7 ani, această educație a fost continuată la moșie de la Știeia, a unui sfârșit, acestuia și a întâlnit de apropiate, a învățat limba franceză, limba germană. La 15 ani se stabilește în Iași, participă la 4 ani în alte societăți, în casa de zi m-a acordat.
Moment decisiv pentru Elena Rosetti este cel din 1984, când s-a luat căsătorii la vârsta de 19 ani cu Alessandro Anduza. Momentul culminant pentru Elena Cruza este momentul unirii, când Alessandro Anduza este numit domnul de două principate, iar devenind prima doamnă a României. Pe perioada acelor 7 ani când a durat domnia lui Alessandro Anduza, ea a fost susținătoarea reformelor Marelui Domn, printre care ea a fost o susținătoare fervente a legii instituției publice și a reformei agrare. Odată ajunsă la Cotroceni, aici ea înființează un orfelinat pentru fete. Ați avut în fața dumneavoastră poza actuală a Cotrocenului și aici aveți orfelinatul pe vremea Elenei Doamna. Ea este un nou pasionitor și anume Constantin Tănase. Aici aveți în fața dumneavoastră actul de naștere. S-a născut în Vaslui la 5.180 pe strada Cușilor, într-o casă sărăcăcioasă, acoperită cu baie. Da. Tatăl acestuia a fost un talent la sigura farmacie de pe atunci, Ioan Tănase, iar mama neștiutoare de carte, Elena Ultima, dar cu toate că ea era neștiutoare de carte, ea a fost cea care a insuflat viitorului actor de comedie, Constantin Tănase, dragostea aceasta pentru teatru. Pentru că la dormea în fiecare seară cu povești. Și astfel, în el s-a trezit un simț pentru, frumos pentru teatru, pentru povești. Tatăl acestuia vrea să ajungă legat de la vară, cu șapcă roșie, dar Constantin Tănase, deși nu-i plăcea cartea, era mai bun la muzică și la gimnastică și s-a ascult de fanfara din grădina zisă Pârjoala. Îi plăcea foarte mult să urmărească trupele de teatru care popuseau într-un loc în loc. Și astfel debutează la 14 ani, când trupa lui Sebrăceanu, care juca în Yiddish, a pupusit și la Vaslui și deoarece lipsea un actor din trupă, imediat l-a zărit pe Constantin Tănase, i-a lipit o mustață și i-a dat un rol, de fapt, câteva fraze să le spună în Yiddish. La urmă a primit niște publici și 10 lei, cum era pe atunci, și a avut o mare de a trage cortina. Pentru ei era o deosebită plăcere să tragă cortina. Apoi urmează liceul din Brăila, la 18 ani, intră ca învățător la școlile din Costești, la Sarahova, la și Grășoveni, Poenești, și apoi se înrolează în armată la regimentul 1G în București. Pentru el, plecarea în București îi provoacă și o bucurie enormă, pentru că vede primul teatru numit Burcani, piesă de teatru Burcani, la Teatru Național, o piesă de Grigore Ventura. La 22 de ani se înscrie la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică și figura lui, stilul lui, trăirea lui, îl determină pe Constantin Montaran să spună acesta are un vorbit natural, vorbește și îl arăți de el. În 1905 am făcut Conservatorul și începe să participe la diverse trupe de teatru, cum ar fi Nicu Boinaru, compania Grigoriu. Se căsătorește în 1917 cu Virginia Niculescu. În primul război mondial organizează diferite spectacole pentru a alina suferințele răniților. În 1919 înființează Teatrul de Revistă Cărăuș din București, moment decisiv pentru că impune un personaj și o atitudine prin puterile sale istorice la adresa moratelor și personajelor politice ale cucinii de felice, fi cunoscut pentru bucletele până când este, ai, n-ai, dai, cu ce, nu mai bună. Popularitatea sa este sporită de spectacole de succes, ca într-un ceas bun, Tănase are cuvântul și apariția pe ecran este prin visul lui Tănase. Și de teatru Valentin Silvestru, despre care doamna Moldova, Maria Martinescu, vrea să vă spună câteva cuvinte. Cum recunoaște toată activitatea lui Silvestru, că este foarte bună. Mă voi referi la activitatea lui de început de epigramist și la sfârșit voi citi cuvântul de deschidere de la Festivalul Constantin Tănase din 1996, care a fost ultima ediție la care a participat Valentin Silvestru. După cum știm, Valentin Silvestru
era născut pe meragurile Vaspierii. Eu am fost născut la 20 octombrie 1924. Eu am găsit în unele documente la Vaspierii, notele născut într-un sfat din Vaspierii și bănuiesc că realitatea este că s-a născut în... era original din un sat, Reducea. Așa am găsit. În nu, la Vaspierii a lui către mine s-a născut la Scânteia. La Scânteia. Deci tot pe acolo, s-a luat, nu? Dar eu așa am găsit în numele, nu vă contrazic. Și am murit la 16 noiembrie 1996 în București, într-un stupid accident de mașină, la fel ca scriitorul Mihail Sebastian. Deci, mata lui este asemănătoare cu cea a scriitorului Mihail Sebastian. Acele persoane care au făcut școala la, în județ, la școlile principale din Bârlat, la Spui și Puș, dar și au personalități care au avut activitate profesională în județul nostru. Printre cele 22 de personalități academice ilustrate în cel de-al doilea volum, apărut la editura Ardeană Ravina, remarcăm personalitatea enciclopedistului, cărturarului, omului politic, unul dintre cele mai luminate minți ale Moldovei, este vorba de cărturarul Dimitrie Cantelier. De asemenea, la domnul Bismarck al României, Mihai Pogălicianu, pentru că astăzi am deschis expoziția Mareșalii României, iată că în paginile cel de-al doilea volum al Muzeului Academiciei Universității Vaslui se regăsesc și câteva nume din acești, acești mareșali. Este vorba de Alexandru Averescu, Constantin Prezan, alte personalități importante academice legate de județul Vaslui în mod indirect, așa cum vă spuneam, sunt Artur Borovei, Gheorghe Ivănescu, amintitul Emil Racoviță, Garabeti Brăileanu, Vasile Cârvan, istoric arheolog de Republica Mondial, aș putea spune, și nu în ultimul rând, Grigore Moisil și Emil Condura, alături de aceștia, fiind prezentați cu acrivie aparte de către cei doi autori dispăruți prematur din rândul nostru și alții academicieni, cum ar fi Constantin Popovici, doctorul Gheorghe Tașcă, Paul Bujor și